Orice familie care consumă mai mult de 50% din venituri pe alimente este în sărăcie. De 50% fiind considerat celelalte nevoi ale familiei. Aici e cel mai simplu, fiecare familie poate să facă o socoteală. Dacă el consumă mai mult de 50% pe alimente, îi rămân foarte puțin bani pentru celelalte nevoi ca să se întrețină, ca să mai aibă și de dus la mare, la munte și în alte situații. Pe de o parte. Pe de altă parte, v-am mai dat un material ca să scot în evidență cât de serios s-a lucrat la legea pensiilor, noua legea pensiilor. Domnul Emil Boc spune cu toate posturile că noua lege este bazată pe contributivitate. Principiul contributivității este esențial. Și eu fac dovadă că e fals. Deci, din contra, legea veche era mai mult bazată pe contributivitate decât actuala lege. Actuala lege, dacă ieși la pensie anticipată, penalitatea se face din vârstă și nu din contribuții. Deci spuneți și noastră dacă vârsta are vreo treabă cu contribuția. Principiul contributivității. Și am făcut un calcul aritmetic simplu în care arată că la anticipat nici nu putem ieși, în fapt, pentru că nu avem cum. Cei care au probleme de aritmetică simplă, de adunare.